할배치가 이제 넘고 capoccio rolla lui giudio e pure assolute care la mangia pot ha preso già prima parte a come vom continuare con capoccio rolla. Poi faccio il circle magic, guarda un circle magic, voi lo crea. Sasse occhio di, sasse picciolusse scorte, scusate. Chiedo cerco il magic si può lucrare in corrispondenza a fiecare oggi. Vom lucra două, deci vom dubla. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2. Și 12. Acum vom pune firul despărțitor, pentru că vom avea nevoie de el. Și vom lucra. Un picioruș scurt. Mulțire. Vom lucra în felul acesta până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor. Vom lucra două piciorușe scurte, urmate de o mulțire și astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte, acum voi lucra 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra două rânduri de 30 de piciorușe scurte. Deci vom continua cu două rânduri de 30 de piciorușe și ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Vom continua cu
patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire, și astfel la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua cu două rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Deci de două ori vom lucra același număr de piciorușe, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri pe 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua să lucrăm 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 40 de piciorușe scurte. Deci am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut 42 de piciorușe scurte. Mă corectez, nu cum am spus prima dată, 40, 42. Iar acum vom lucra două rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 6 piciorușe scurte. Și vom efectua în al șaptelea ochi o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând și vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina acest rând. Am obținut cele 48 de piciorușe scurte după ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum vom lucra 5 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci vor fi 5 rânduri. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 5 rânduri. Am încheiat cele 5 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem și vom lucra în felul următor. 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom continua cu o scădere, scădere ascunsă. 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nouă scădere. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând și vom obține un număr de 42 piciorușe scurte. Am încheiat acest rând de 42 de ochiuri
și voi continua a face un nou rând cu același număr de ochiuri, 42. Vom continua și noi ne vom întâlni când vom termina și acest al doilea rând de câte 42 ochiuri. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând de câte 42 de piciorușe scurte. Deci am avut un total de 2 piciorușe, inclus rândul în care am scăzut. Acum vom continua și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom lucra astfel pentru parcursul rândului și vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am terminat acest rând unde am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom face o scădere. Vom continua în acest fel, lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o nouă scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, vom face o scădere. Vom continua din nou, 2, 3, o nouă scădere și vom lucra astfel întreg rândul și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului de 24 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte și o scădere, acum voi continua prin a lucra 2 piciorușe scurte, o scădere, vom continua din nou cu 2 piciorușe scurte, o scădere și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. După ce am obținut cele 18 piciorușe scurte, am umplut cu melană căpușorul iepurașului. Acum voi continua prin
face scăderi, deci voi lucra un picioruș scurt. Urmat de o scădere, voi face din nou un picioruș scurt, urmat de o nouă scădere, vom lucra astfel întreg parcursul acestui rând și vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul rândului cu 12 piciorușe scurte și apoi vom încheia căpușorul. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Voi continua prin a lucra scădere după scădere. Sper că vedeți bine. Imediat ajungem la capătul rândului. Acesta. Iar acum vom scoate firul despărțitor. Vom tăia firul alb. Vom lăsa un pic mai lung și cu acul vom coase în felul acesta. Vom închide căpușorul ca să reușesc să pun repede în ac. Acum cum voi proceda, voi scoate croșetul, voi intra cu firul, voi strânge un pic, deci voi trage așa, felul acesta, voi intra cu acul aici și apoi voi intra în fiecare ochi. Una. Apoi voi strânge bine. Vedeți cât de bine a ieșit aici? Și vom ascunde firul. Perfect. Sunt mulțumită de ceea ce am realizat. Deci, în felul acesta am realizat căpușorul. Ceea ce urmează să facem de acum va fi urechiușele și piciorușele.
deci astea au fost părțile care ne-au ocupat cel mai mult timp. De acum ceea ce avem de făcut este mult mai ușor. Deci acesta este căpușorul. Apoi când vom avea toate părțile, vom monta iepurașul. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Cu acestea vom începe urechiușa iepurașului. 1, 2, 3, 4, 5, al 6-lea. Voi închide cercul magic. Alunecat, iar apoi în corespondența fiecărui ochi voi dubla, deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 10. Acum vom face ultimele două, 11 și 12. Vom pune firul despărțitor și vom lucra. Trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar în al patrulea vom înmulți. Astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. Din nou 3 piciorușe scurte. O mulțire. Am obținut un număr de 15 piciorușe scurte, iar acum vom lucra două rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În următorul vom înmulți. Vom continua. Unu, doi, trei, patru,
Vom face o nouă mulțire. Aici vom face ultima înmulțire și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat și cele două rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. În următorul vom face o mulțire . Vom continua cu alte 8 piciorușe scurte. Vom face o mulțire, astfel am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Iar acum vom lucra două rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am încheiat și cele două rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o mulțire și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșit vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte și o mulțire, acum vom continua prin a lucra două rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri. Am lucrat și cele două rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra în felul următor. 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 9, 10, iar acum vom face o scădere. Și
și vom continua lucrând 10 piciorușe scurte. Vom scădea din nou și la capătul rândului am ajuns cu un număr de 22 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 22 de piciorușe scurte. Deci ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat acest rând de 22 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Vom face o scădere . Vom continua cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nouă. Vom face o nouă scădere și am ajuns la capătul rândului cu un număr de 20 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 20 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am terminat și acest rând de 20 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Și vom lucra astfel pe parcursul întregului rând. Vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. Este un pic de lucru, într-adevăr, dar veți vedea că rezultatul va fi foarte frumos. Eu știu deja cum va arăta și veți vedea că merită efortul. Acum voi face ultima scădere. Am obținut, așa cum vă spuneam, un număr de 16 piciorușe scurte, iar acum
Vom lucra două rânduri de 16 piciorușe. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri. Am lucrat și cele două rânduri de câte 16 piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o scădere. 9 vom face două piciorușe scurte. O scădere. Vom continua astfel întreg parcursul rândului. Acum voi face ultima scădere și am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Voi continua prin a lucra 4 piciorușe scurte, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, se face o scădere. Voi lucra din nou 4 piciorușe scurte. O scădere. Și am obținut un număr de 10 piciorușe scurte. Acum vom pune în două lucrul și vom închide cu piciorușe scurte. Aceasta va fi urechiușa iepurașului. Vom avea nevoie să lucrăm două urechiușe în acest fel. Vom încheia aici. Voi tăia firul. Voi lăsa un pic mai lung, pentru că apoi va fi nevoie să coasem de căpușor în felul acesta. Și iată că am obținut și urechiușa. Noi ne oprim aici, vom continua cu piciorușele, cu codița și apoi vom monta iepurașul. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni foarte curând.